Oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, mărturisi voi și eu pentru el înaintea Tatălui meu care este în cer. Iar de cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu care este în cer. Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 10, versetele 32 și 33. Preacucernici părinți consilieri, preacucernice părinte protopop, preacuvioși și preacucernici părinți, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule primar, onorate oficialități, dragi teologi, și iubiți frați și surori, în această zi nostalgică de toamnă, când Dumnezeu ne-a îngăduit bucuria de a fi la resfințirea bisericii din Râsul Bârgăului, subiectul pe care eu îl abordez este tăria mărturisirii. Și abordez acest subiect pentru că astăzi îi sărbătorim pe sfinții noștri ardeleni, care au avut multe virtuți, dar în mod special au avut virtutea tăriei mărturisirii. Ei sunt mulți. Biserica i-a trecut pe calendar pe câțiva dintre ei. Sfântul mărturisitor Visarion, Sfântul mărturisitor Sofronie, Sfântul mucenic Nicolae Oprea, Sfântul Ioan din Galeș și Sfântul Moise Măcinic din Sibie. Ei au avut tăria mărturisirii și modelul lor ar trebui să rămână viu și actual și pentru noi. Și poate că peste tot se potrivește, dar în mod special, în aceste ținuturi pline de istorie și de oameni bravi care au ținut la credința lor, parcă sărbătorirea sfinților mărturisitori ardeleni e mai la ea acasă. Ei au pus în practică întocmai cuvintele Mântuitorului. Cel ce va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor și eu voi mărturisi pentru el în fața Tatălui meu cel din ceruri. Iar cel ce se va lepăda de mine în fața oamenilor și eu mă voi lepăda de el în fața Tatălui meu care este în ceruri. Atunci când ei au fost canonizați, biserica le-a alcătuit un tropar care este cuprinzător și atât de frumos și vi-l citesc. Luptătorilor pentru ortodoxie, ca niște îngerești trâmbițe, ați înviorat în suflete îndrăznirea mărturisirii dreptei credințe și ca niște înțelepți propovăduitori pe popor l-a rănit cu dreaptă și luminată învățătură. Mare au fost ostenelile lucrării voastre, mare și osârdia propovăduirii, mare a fost și rodul luptei voastre drepte, pururea pomeniților ostași ai lui Hristos. Ei au trăit în veacul al XVIII-lea. Atunci când cu toate puterile împărăția de la Viena încerca să-i silească pe românii din Transilvania să treacă la greco-catolicism. Și ei și mulți alții s-au împotrivit cu înverșunare. Nu le pot reda eu astăzi pendelete, istoria vieților. Întreacă-tu doar. Sfântul Visarion a venit de la sudul Dunării.
și a binevăstit și a propovăduit și a mărturisit și a mers la temniță pentru credința ortodoxă. Sfântul Sofronie a fost din Cioara, de acolo de unde mai târziu se va naște și marele istoric David Prodan. A fost un iubitor al credinței ortodoxe fără egal. La început preot de mir, preoteasa a murit, s-a călugărit și s-a făcut un schit lângă Cioara. Cioara e aproape de Cugir. Și-a făcut un schit în care îl propovăduia pe Hristos și credința ortodoxă. Cum planul autorităților era altul, i-au dărâmat schitul, l-au făcut praf și pulbere. Și atunci Sfântul Sofronie a început să propovăduiască prin Transilvania, într-un loc sau într-altul. L-au și închis la Bobâlna, dar țăranii din împrejurimi l-au eliberat. Și citim în istorisirile pătimirilor lor că a făcut un sinod în Zlatna, la care a adunat multă lume, a făcut un alt sinod în Alba Iulia, la 1761, și impactul propovăduirii lui a fost extraordinar. Consemnează istoricii că, la un moment dat, era cât pe aici să se distrugă totalmente Uniația. Iar celălalt, mucenicul Nicolae Oprea, a fost țăran din Seliștea Sibiului. De 3 ori a bătut drumul pe jos, de aici, din Transilvania, până la Viena, la împărăție. Parcă odată a fost și primit. Dar jalba cu care a mers n-a avut ascultare. Deși el, săracul, a încercat să fie convingător și a zis la curtea din Viena: Măria ta, cu jocul acesta ce-l port acum pe mine, e al meu, dar dacă-l dorești, ți-l dau. Cu aceste mâini am robotit o viață întreagă pentru împărăție și dacă vrea împărăteasa să-mi ia, i le dau, că n-am ce face, dar n-am decât un singur suflet pe care vreau să-l prezint curat în fața lui Dumnezeu și nicio putere din lume nu mă va putea îndoi. A fost închis la Kufstein, acum lumea umblă mult, poate și frățiile voastre unii ați ajuns acolo. Este o închisoare teribilă, acum e muzeu. Și într-un an, când am avut treabă în orașul din apropiere, în Innsbruck, comandând acolo clopotele pentru catedrala din Alba Iulia, venind înspre casă, am zis, dacă tot trecem prin localitatea aceasta, Kufstein, unde au pătimit atâția mucenici ai noștri, hai să mergem să vedem. Și am mers și am văzut. Îmi rămâne întipărit acel aer sumbru ce domnește în închisoarea din Kufstein. Dar îmi rămâne în minte și o altă întâmplare când coboram tocmai de acolo, de la închisoarea din Kufstein. Întâmplare care are un înțeles pedagogic. Tocmai atunci erau niște meciuri importante și tinerii din orășel se îndreptau înspre meci. Erau îmbrăcați fisticiu ca tinerii din vremea de astăzi și am gândit noi, când vor trece pe lângă 3 preoți ortodoxi, nu ne vor persifla, nu ne vor lua în derâdere. Paradoxal, așa cum erau îmbrăcați, postmodern, când soseau lângă noi, luau o poziție elegantă și salutau, grut got, adică slăvit să fie Domnul. Și am zis atunci, oricâte acuze am aduce apusului secularizat, totuși, iată că în această țară
se face educație și tinerii totuși au față de biserică și față de slujitorii ei cuvenitul respect. Și acum această întâmplare o leg de o alta de ieri, când trei tineri de-ai noștri seminariști s-au întâlnit cu mine pentru un oarecare lucru și i-am întrebat câți dintre colegii voștri de liceu, nu de la seminar, de la liceele celelalte, că merg la biserică. Și mi-au spus un mic procent în al preasfințite. Și atunci mi-am pus întrebarea, a cui e vina? La școală fac religie, noi zicem că preoții facem cateză, dumneavoastră părinții ziceți că învățați bine și atunci de ce nu sunt la biserică? E o întrebare la care trebuie cu toții să dăm răspuns. Revine la firul cuvântării mele. Nu înainte de a spune că nici părinții, nici preoții, nici școala nu facem cât trebuie. Revin la firul cuvântării mele. Mucenicii arteleni. Pentru Domnul Hristos și pentru Biserica Ortodoxă și-au pierdut viața. Da, ei au avut o credință tare și erau siguri că merg în rai. Cuvântul Domnului Hristos din Evanghelie l-au luat foarte în serios și l-au împlinit în tocmai. Cel ce va mărturisi pentru mine înaintea lui Dumnezeu și eu voi mărturisi pentru el în fața Tatălui meu care este în cer. Și cine se va lepăda de mine în fața oamenilor, și eu mă voi lepăda de el în fața Tatălui meu celui din cer. Și ne punem întrebarea, sau pun o întrebare retorică. Noi îl mărturisim cu toată ființa noastră pe Hristos Dumnezeu și ortodoxia în lumea în care trăim. Pentru că Biserica Ortodoxă este Biserica Domnului Hristos lăsată pe pământ. Un mare teolog care a fost profesor în București, Teodor Popescu, și care pe vremea comunistă a stat în temniță și el. Până în anul 64, când au fost eliberați toți deținuții politici, a scris câteva cuvinte de foc legate de Biserica Ortodoxă. Au caracterizat-o și alții, dar cred că el a caracterizat-o foarte, foarte bine. Această biserică pentru care au luptat mucenicii noștri ardeleni. Iată ce zice Teodor Popescu. Biserica Ortodoxă nu caută să impună nimănui autoritatea. Ea nu cere nimănui puterea. Ea cere tuturor unire în credință, de unii schimbată, de alții uitată. Ea nu cere nimănui nimic, nici măcar să sufere cu ea și pentru ea. Ea oferă tuturor credința sa încercată în foc, credința de altă dată a tuturor, pentru că la începuturi ortodoxia a fost. Credința de altă dată a tuturor. Ea nu dorește să poruncească nimănui, să nu umilească niciun creștin, ea dorește să-i poată auzi pe toți zicând, ca vechii creștini, să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh. Credința aceasta frumoasă, ducătoare la mântuire, au apărat-o cu prețul vieții mărturisitorii noștri ardeleni pe care îi pomenim în 21 octombrie, zi în care ne-am bucurat să participăm la resfințirea bisericii dumneavoastră și îl felicităm pe Părintele Platon, pe Domnul Primar, pe toți credincioșii de aici, pentru că e un adevăr care a fost verificat. Dumnezeu niciodată nu se lasă dator, ci vă va răsplăti însuțit. Important este ca duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare, să veniți aici unde vă așteaptă Dumnezeu, să vă mângâie, să vă binecuvinteze cu harul și
cu durerile lui. Amin.